DEXA este cea mai performantă aparatură de osteodensitometrie care e disponibilă în prezent. De fapt, este standardul de aur în osteodensitometrie. Este o investigație imagistică, folosește raze X, deci este o metodă radiologică. Scanează osul și măsoară densitatea osoasă. Cu ajutorul acestui aparat putem depista osteoporoza. Este o afecțiune scheletică care se caracterizează printr-o rezistență osoasă scăzută, ce crește susceptibilitatea la fractură. Rezistența osoasă este dată atât de masă osoasă, cât și de calitatea osului. Ambele sunt scăzute în osteoporoză. Noi putem măsura, deci cuantifica, masa osoasă, densitatea minerală osoasă, cu ajutorul aparaturii DEXA. Masa osoasă poate să fie în limite normale, poate să fie scăzută. În funcție de nivelul scăderii, poți să pui un diagnostic de osteopenie sau de osteoporoză, dacă scăderea atinge un anumit prag. Să faci un test DEXA este recomandat după vârsta de 65 de ani la femeie și după vârsta de 70 de ani la bărbat. Se poate face și mai devreme. O femeie care este în postmenopauză sau chiar perimenopauză, adică în tranziția la menopauză, poate face testul dacă are factori de risc pentru fractură. Dacă are o fractură de fragilitate deja, e foarte important și la bărbat și la femeie, sau dacă are alți factori de risc, de exemplu, are o masă corporală scăzută, sau dacă ia anumite medicamente sau are anumite afecțiuni care se asociază cu masă osoasă scăzută, dacă e fumătoare, sunt anumite afecțiuni care indică. Testul ăsta, aș vrea să precizez, vede densitatea minerală. Nu pune diagnosticul unor afecțiuni articulare. Dacă aveți o durere de umăr, de cot, de genunchi, nu este un test care să explice de ce vă doare. Testul măsoară densitatea și poate spune dacă aveți o masă osoasă scăzută sau chiar osteoporoză. Pentru că, precizez acest lucru, avem paciente tinere, chiar și bărbați tineri, care se prezintă pentru dureri articulare izolate. Medicul specialist poate recomanda radiografie sau ecografie articulară în cazurile respective. Noi testul ăsta îl facem doar pentru determinarea densității. Există niște zone, niște segmente unde se face testul. La coloana lombară se face, se examinează 4 vertebre lombare, de la L1 la L4, și articulațiile coxofemorale, adică șoldurile, bazinul. Se fac într-un test complet 3 segmente, dar trebuie măcar 2 teste ca să pui un diagnostic. Se poate face în cazuri selectate la antebraț, spre exemplu, dacă suspectezi o boală numită hiperparatiroidism, o boală endocrinologică, se mai poate face dacă celelalte zone de investigat, adică șoldul sau coloana, nu sunt posibile, nu pot fi utilizate, pentru că, de exemplu, a suferit protezare sau vreo intervenție chirurgicală, de exemplu, la coloană, sau dacă pacientul are greutatea prea mare și nu este susținut de masa de examinat. Dacă are mai mult de 130 de kg, folosim doar antebrațul. Se mai poate face la copii, există o investigație numită total body, se scanează întregul corp. Copilul trebuie să fie suficient de mare să coopereze, adică să stea nemișcat pe durata procedurii câteva minute. La copilul mai mic se poate face la indicație strictă cu sedare. Avantajul metodei este că utilizează o doză foarte mică de radiație. Doza de radiație este până la 10-a parte dintr-o radiografie simplă pulmonară și câteodată e chiar mai mică decât ce primești în mediul ambient într-o zi. Este o doză atât de mică încât practic efectele adverse sunt inexistente. Singura contraindicație reală este la femeia gravidă. Evităm să scanăm la femeia însărcinată, alimentar nu există contraindicații. În plus, ca avantaje, nu necesită nicio pregătire prealabilă. Poți să-i faci pacientului la orice oră din zi, pe mâncate. Este o investigație care are o excelentă reproductibilitate. Adică poți să o faci seriat, având grijă să poziționezi cam la fel pacientul și poți să-l urmărești după recomandarea unei terapii să vezi cum reacționează osul. Ca limitări, ar mai fi de precizat că nu se poate face imediat după anumite investigații, de exemplu, nu la mai puțin de o săptămână după ce s-a făcut un tranzit paritat, o investigație cu barium, sau la 2 zile de la o altă investigație imagistică cu substanță de contrast intravenoasă.